super. Depinde cât de dificile sunt, nu? Da. Pornim. Limite, chiar așa, nu? Limite de funcții, da. Cred. Ați depășit ciruri? Da. Asta e cu la limite de funcții. Da, ați sesizat că, de fapt, pregătirea de la șiruri este esențială pentru a trece la limite de funcții. Însă, de foarte multe ori, elevii fac o deosebire. Una este la limite de șir și alta la limite de funcții. Nu. Pentru că, la urma urmei, un șir este o funcție care îi define pe mulțimea numărilor naturale. Adică, lui 1 îi corespunde un număr, lui 2 îi corespunde alt număr. Deci este o funcție, nu ca pe discuții. Da, ei spun, bine că am terminat limite de șiruri și am văzut la limite de funcții. Nu, niște funcții particulare, pe mulțimea numărul natural. Da. Te rog. Exercițiul E1A. Toate cerințe să se calculeze limitele. Da. Așa, limită pentru x tend de la 1. Din x pătrat plus 3x. Atât? Da. Hai, lasă-mă. Păi... Păi locuim, sigur că da. Înseamnă 1 și cu 3... 4. Așa, B1 am făcut ceva. Văd că am lucrat o picaie de asta. Așa, limită pentru x din de la infinit. Da. Din x pătrat plus 3x. X pătrat plus? 3x. 3x. Egal cu? Scoatem pe x factor forțat, da. Totdeauna la infinit asta te-ai făcut. La plus și minus infinit se scoate factor forțat. Asta e rețeta. Da. Da? Deci limită. Pentru x tind de la plus infinit, din x pătrat pe lângă. 3x pe x pătrat. 3 pe x. Da, că s-a și făcut simplificat, 3 pe x. Și egal cu, trecem pe x în locul prim, acum îi vine infinit pe lângă 1 plus 3 pe infinit. 3 pe infinit e 0. Și face infinit ori 1, infinit. Alta. Ce de urmărut? F. Nu. Aici nu știam cum să urmărea. Deci, limită pentru x tind de la pi pe 3. Pi pe 3. Așa. Din sinus de x. Supra 1 plus cos de x. Am încercat să fac prin varianta să aducem la limitul. Nu, dar tu înlocuiești în 3, să vezi dacă e necaz. Deci se înlocuiește pur și simplu. Da. Numai după ce apare necazul, te gândești la fundamental, la numărul E, la tot felul de chestii. În prima fază înlocuim. Super. Sin de pi pe 3. Sin de pi pe 3. Supra 1 plus cos de pi pe 3. Și egal cu. Câte sin? Radical 3 pe 2. Sinusul la 60 de grade. La 60 de grade. Da? Egal cu cosul de 30. Da, și caritale în 3 pe 2. Caritale în 3 pe 2. Supra 1 plus 1 pe 2. Și va fi radical în 3 pe 3. Că va fi radical în 3 pe 2 ori 3 pe 2, ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3, da. Va fi radical în 3. Radical în 3 pe 3. Deci am făcut bine. Deci nu ai nicio emoție. Înlocuiești numai necazuri. 0 pe 0, infinit minus infinit, 1 la infinit și rămâne toate celelalte. Ah, deci la următoarea să trebuie să fie față. Ia să limită pentru x tind de la pi pe 2. Limită pentru x tind de la? Pi pe 2. Pi pe 2. 1 supra cos de x, supra pătrat. Înlocuie. Da. E 1 supra sinus de pi pe 2. Cât e cosinus? Pi pe 2 înseamnă 90. 10 de grade. Cosinus de 90 e... Nu-ți mai amintești. Păi te faci încercă trigonometrică, să nu uiți niciodată. Da. Am discutat și anul trecut, dar odată și odată trebuie să faci trigonometria aceea, dar nu știu când. Deci,
pentru un unghi oarecare, la întâmplare, care, pe care să notăm cu alfa, sinusul se formează prin ăsta O, da. O, M, M1, hai să proiecție aici, M1, și în triunghiul O, M, M1, sinus de alfa, egal cu cateta opusă, supra ipotenuză, nu? Da, adică... M, M1, M1, supra OM. Da. Iar OM cât e de mare? OM e 1. 1. Și egal M, M1. Da? M, M1 este. Deci sinusul este M, M1. Adică asta e valoarea sinusului. Dar asta înseamnă proiecția pe axa Y-ilor. Adică sinusul este Y-ul punctului de pe cer. Orice punct de pe cer care are două coordonate, un X și un, ca orice punct în plan. Deci, pe locul 2, pe, ca Y că putem pe sinus, da? Da. Sin de alfa. Iar pentru cosinus, aplicăm în același triunghi, da. Cateta alăturată supra ipotenuză. Deci vine, ăsta e cosinusul. Deci ăsta este sinusul și celălalt este cosinusul unghiului. Deci, cosinusul este x-ul punctului de pe cerc, iar sinusul este y-ul punctului de pe cerc. Da? Zicem, pe cercul trigonometric, pe cercul trigonometric, sinusul egal cu y-ul punctului de pe cerc, deci sinusul este y-ul punctului de pe cerc, iar cosinusul este x-ul punctului de pe cerc. Ei, la 0 grade, ce înseamnă când alfa e egal cu 0 grade? Unde se află M? Pe OX. El este aici, în punctul A. Și deci M coincide cu A. Iar A ce coordonate are? Ca orice A au de aici. A, 1 și 0. 1 și 0. Iar M ce coordonate are? Cosinus de... Cosinus de 0, ca acum 0 grade. Și sin de 0. Iată de ce cos de 0 este 1. Ăsta e motivul. Nu mai memorăm o serie de lucruri. Știi bine că sunt împotriva memorării. Azi, de ții minte, mă ne uiți. Deci cos de 0 este 1, sin de 0 este 0. Suntem la cine? Când suntem pe axa X-ilor, suntem la cosinus acasă. Asta e axa cosinusului. Acum și asta e axa cosinusului. Și cealaltă este axa axa sinusului. Că aici reprezintă sinusul pe Y. Da. Ei bine, când suntem la 90 de grade, deci când alfa e egal cu 90 de grade, atunci se întâmplă așa, că M coincide cu cine? Cu punctul B. Hai să zicem B. M identic cu B. B, ce coordonate are dacă suntem în... 0 și 1. X-ul este 0 și Y-ul este 1, nu? Da. Și acum la E pune și ce coordonate? Cosinus. Cosinus de 90 de grade. Și respectiv sinus de 90 de grade. Și acum, cât este cosinus de 90 de grade? 0. 0. Sinus de 90 de grade? 1. Ăsta e motivul, da? Deci fără eforturi. Și atunci eu să spun, 1 supra... cosinus de 90 de grade, supra 0. La pătrat, da? Ceva pe 0, fac infinit. E la limită. Deci te apropii de punctul acela. Nu-i ceva pe 0 urma faptului că te apropii de pi pe 2, y-ce care apar, pe care îi varsă funcția 1 pe cos de x, y-ce care apar, se duc spre plus infinit. Așa trebuie să înțelegi, da? Că împărțirea la 0 nu ar avea rost. Dar la limită, când te apropii, vei avea 0 negativ sau 0 pozitiv. Da. Adică de pi pe 2, de pi pe 2 te apropii fie în partea asta, cu unghiul crescând spre pi pe 2, sau de partea asta când ce-o depășit. Și te descresc. De aceea faci limită la stânga și limită la dreapta. Vă vorbite așa, bănuiesc. Și face, fiind la pătrat, el ar face
0 negativ sau 0 pozitiv. Și ceva pe 0 face infinit. La pătrat. Dar la pătrat face minus sau plus, dar la pătrat face numai plus. Da? Așa. Și ce urmează? Ia ceva, că mica am rece face. Dar i-am dat drumul la căldură, dar... Deci mai dau un pic. Ceva pe 0 face infinit. Așa, acum trecem la execuție 2. Da. Unde spune așa, să se determine constanta reală A, pentru care avem 4 limite aici. Da. A, limită pentru x din de la 1, din 2x plus A, supra 1 plus x. 2x plus A, supra 1 plus x, egal cu 2. Egal cu 2. Care locuie mixul? Da, echivalent cu a spune. Limită pentru x din de la 1, din 2 plus a, supra... Păi nu mai pui limite dacă e înlocuit. A, dacă am înlocuit. Deci, echivalent cu a, să zicem. A. 2 plus a egal 2 plus a, a pe supra 2. A pe a, supra 2, 2. Da. Egal cu 2. Egal cu 2. 4, 2 plus a egal cu 4. Și deci, egal cu 2. 2. Da? Da. Asta. O să se cu parametri, practic. Da, 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 da. Limită pentru x din de la 2, din x pătrat plus ax plus 3. Plus ax plus 3. Supra 2x plus 3. Egal cu 3. 3. Echivalent cu? Echivalent cu 4 plus 2a plus 3. Supra 4 plus 3, 7, egal cu 3. 2a egal cu 21 minus 7, 14. 2 egal cu 14. 2 egal cu 14, a egal, egal cu 7. Da. De ce? Limită pentru x din de la 0. Din sinus de x pătrat plus ax. Sinus de x pătrat plus ax. Așa, supra x pătrat plus ax plus x. Limită, așa, în paranteză, nu? X. X pătrat plus ax plus x jos? X pătrat plus ax plus x jos, da. Așa, anumită. Da. Limita asta cât e egal cu 2 pe 3. 2 pe 3, echivalent cu? Echivalent cu. Avem 0 plus... Sin de 0 e 0, nu? Sin de 0 e 0, da. 0 plus 0. Da. Înlocuim x cu 0, da. Ai zis, da? 0 supra... 0 supra... 0. 0. 2 pe 3. Egal cu 2 pe 3. Cum să fie așa? 0 pe 0 egal cu 2 pe 3. Este o greșeală. Mi-a dat-o greșit. E o uite, deodată. Sinus de x... sinusul era din x pătrat plus ax. A, păi era ceva. Sinus din x pătrat plus ax, așa? Da. Argument. Și rămâne și x pătrat. Deci, x tu, pătrat. Deci tu îmi spui așa. Sinus de x pătrat plus ax supra x pătrat plus ax plus x. Sinus de x pătrat plus ax, cu x pătrat plus ax plus x, egal cu 2 pe 3. Ei, atunci facem așa. Fiindcă se ne duce în cazul 0 pe 0, vezi că ne-a tot condus limita asta, 0 pe 0 suntem. Da. Situația asta de nedeterminare mă trimite spre limite fundamentale. Da. Da? Abia acum. Și el zice să mă... să
fie limita în final egală cu un număr finit. Deci o constantă, 2 pe 3. Da. Și ori de câte ori ești în situații de acestea, de ai făcut o limită fundamentală, deci ai așa, limită pentru x tinde la 0, din cine am zis noi, din sinus de x pătrat plus ax, totul supra x pătrat plus ax plus x, egal cu 0 pe 0, ca nedeterminat. În condițiile acestea, trec și calculez limita, ori de câte ori argumentul este 0, am limita aceea, limită pentru x tinde la x0, limită pentru x tinde la x0 din sinus de expresie e de x supra exact argumentul ăsta, e de x, face 1, dacă și numai dacă, e de x0 egal cu 0. Deci după ce înlocuiești pe x0, dacă face 0, atunci da. Și la noi chiar așa este. Că înlocuind de argumentul x pătrat plus ax înlocuindu-l cu 0, se întâmplă argumentul să fie 0. Și atunci folosim această limită fundamentală. Deci o să zicem egal mai departe. Limită pentru x tinde la 0 din sinus de x pătrat plus ax supra x pătrat plus ax, ori x pătrat plus ax, corect, în paranteză, da. Supra x pătrat plus ax plus x, nu? Egal mai departe cu, asta e fundamentală, s-o rezolvat, da. Și egal mai departe cu limită x pătrat plus ax supra x pătrat plus ax plus x. X pătrat plus ax supra x pătrat plus ax plus x. Facem așa, facem pe x în factor comun. Nu? Nu pătratul. Nu pătratul. Când x tinde la infinit, am spus. Aici se scoate ce se poate scoate, atâta tot. A, da. Deci limită, ci comun. Da. Din x pe lângă x plus a supra x pe lângă x plus a plus 1. Corect. X cu x și locuim acum pe cel cu simplificarea. A, păi avem a supra a plus 1. A plus 1. Asta este valoarea limită. 1 la fel 2 pe 3. Și asta să fie egal cu 2 pe 3. Deci a supra a plus 1 egal cu 2 pe 3, ceea ce înseamnă echivalent. 2 a plus 2 egal cu 3a. Atunci, a egal cu 2. Deci a egal cu 2 este... N-ați mai făcut simplu de data aia, amici. Am făcut-o. Am făcut-o, da. Am făcut-o când, înainte de a venit, s-a terminat lecția și ei... Am făcut sinteză, așa cum a să-l văd, vine, vine cineva, nu vine. Dacă nu vine, mai facem. Și ei erau un nebunesc, mai nu mai întrebi, gata. Zicea. Limită pentru x tinde la 2. Din linie de fracție mai lungă puțin. Radical din x minus 1. Minus 1, iar. Așa. Supra radical din x minus 1 plus a, tot în paranteză, cei la așa. A, aia ar fi pe lângă x minus 2. Acolo îi pun în paranteză, așa, pe lângă x minus 2. X minus 2, da? Da. Minus 2. Și totul să fie egal cu 1 pe 4. Echivalent cu? Păi dacă înlocuim, să vedem ce se întâmplă. Păi 2 minus 1 minus 1, 0. Așa. Supra... 2 minus 2, 0. 0 ceva face 0.
0 pe 0, iar. Deci suntem în 0 pe 0. De aceea ne ocupăm de limită. Deci asta trebuie să fie egal cu 1 pe 4, nu? Da. Cum gândești ca să... să fie bine determinare? Da. Visul tău este să apară un x minus 2 și sus, ca să simplifici cu x minus 2 ăsta. Așa am făcut. Am făcut conjugata. Da. Deci înmulțire și sus și jos cu radical din x minus 1 plus 1 și sus și jos, da? Da. Deci egal cu limită. X din de la 2 din radical din x minus 1 minus 1 pe lângă. Radical din x minus 1 plus 1. Da. Supra radical din x minus 1 plus A pe lângă. X minus 2, pe lângă, exact, cam cu sus. Plus 1, da? Da. Și egal cu limită. X din de la 2, din ce este sus? Va fi a la pătrat minus... De pătrat, adică X minus 1, minus 1. Nu? Da. Și jos rămâne radical din x minus 1 plus a pe lângă x minus 2 și pe lângă radical din x minus 1 pe lângă x plus 1, da? Adică aici putem înlocui pe x cu 2. Că vine da, numai să scade acum, vine 1 da. Plus 1. Ori 2, ca să nu bătea din timpul să scrie lucrurile. Și acum face x minus 2, cu x minus 2 se... simplifică. Da. Și am scăpat din necaz, înlocuim pe x cu 2 și va fi egal cu 1 supra. 1 supra 1 plus a. 1 ori plus 2. A ori 2. Adică 2 plus 2. Ori 2, lăsăm. Da. Egal cu cât trebuie să fie? Cu 1 pe 4. Egal cu 1 pe 4. Împărțesc pe intr-un 2 și echivalent va spune că la numitor. Da. 1 plus a se egal cu 2. Și atunci... A egal cu 1, nu? Da. Terminat, ești. Ce e direcțiunea de aici? Conforma de determinare. Asta e. Deci se fac artificii de calcul. Ideea de conjugată apare imediat câte vreme. Nu. Visul tău este să ai ajuns să simplifici x minus 2 cu x minus 2. Că și sus le dea 0 și jos le dea 0. Da. După înlocarea lui x cu 2. Adică x minus 2 este cel care te scoate din încurcătură. Da. Dar trebuie să faci jos de el la numărător. La numitor ți l-a dat. Altă ieșiță. Limită pentru n tinde la infinit. Limită pentru n tinde la infinit. Din sinus de n factorial supra 1 plus 3 la n. 1 plus 3 la n. Unde n aparține lui n numărator. Da. Sin din n factorial. Nu ne putem gândi la limite fundamentale aici. Da? Datorită faptului că argumentul n factorial crește foarte mult, la ce problemă putem aici, ce chestiune putem aranja? Sinusul ca valoare este un număr cuprins între minus 1 și plus 1. Da. Deci sus nu am mai mult decât minus 1 și plus 1. Nu? Sinusul e definit pe R. Sinusul e definit pe R. Cu valoare minus 1, 1. Adică sinus, sinus de n factorial, e cuprins între minus 1 factorial. Nu, minus 1 și 1, atât. Ah, da, tot aia. Deci sinus de cât o fi el acolo, da, mai da. Între minus 1 și plus 1, cu egal. Împărțim asta totul prin 1 sub plus 3 la n. Deci împărțim prin
1 plus 3 la el. Și devine. Ce devine? Va fi minus 1 supra... Așa, minus 1 supra... 1 plus 3 la n. Minus 1 supra 1 plus 3 la n. Mai mic egal de sin de... de n factorial. Supra 1 plus 3 la n. 3 la n. Mai mic decât 1 supra 1 plus 3 la n. Și minoran și majoran. Și trecem la limite. Creștere lucrează acum, nu? Da. Păi... Asta, deci limite de este egal cu mai mic era din întreba. Asta mai se duce. La unul pe 0. La 0, sigur. La 0. Și asta altul? La fel. Tot la 0. Și atunci ce rezultă de aici? Că limită din sin din n factorial supra 1 plus 3 la n egal cu 0. Deci limite pe rente la infinit din sin din n factorial supra 1 plus 3 la n, limita asta este 0. Terminat, da. Ești. Altceva. Altceva. După ce începi noi să facem niște limite. Da. Tema ți-ai terminat tot de aia? Acum mă uiți, văd și numai ce n-am mai făcut eu prin clasă, n-am înțeles. Ce n-ai înțeles, da? Hai să-ți propun eu ceva. Facem niște limite în care să le ai, să ne reușești să ne înțelegi cum adevărat pe toate cele care le ai din clasă, de înțeles. Da, am doi. Dar nu... Care nu ți-a fost clar, da? Da. Hai să te bucă. Zi? Limită pentru n tinde la infinit. Deci, paranteză rotundă, radical mai lung din n pătrat minus n plus 1. N pătrat minus n plus 1. Minus? Nu, așa, plus radical din n pătrat plus 2n plus 3. Și n pătrat minus? Minus, minus 2 radical din? Radical din n pătrat minus 7n plus 2. Da. Ce inițiativă ai avut la clasă? Sau ce s-a făcut acolo, dacă ai vreo idee? S-a făcut... da, gata, știu. Deci... Da. Da, s-a făcut acel minus 2, s-a distribuit. Sigur că da, s-au făcut două limite, s-au aplicat pe jucatele. Da. Da? Și ai făcut-o în două limite. Da. Așa că... Nu, o să merge, să chiar nu merge, asta că da. Altceva? Mai deci, să determinăm ABC aparținului R. Să se determine ABC niște numele reale, așa încât... Astfel încât limită pentru n timp de la infinit. Din radical lung. Din n la a patra plus 5n la a treia. 3 minus n pătrat plus n. 2. Apoi ieșim de sub radical, minus a n pătrat, minus b n, minus c. Totul să fie egal cu 1 pe 3. Limita aceasta să fie egal cu 1. Mai întâi, o observație ar fi că au trebuie să fie pozitiv. Pentru că la urma urmei putem scoate un minus în factor. Vezi? Da. Și hai să ne ocupăm de limită. Deci o să scriu așa, limită pentru n timp de la infinit din radical din n la a patra plus 5 n la a treia minus n pătrat plus n plus 2 minus
în paranteză. Da. A, n pătrat plus B, n plus C. Și dacă aș trece la limită, ar face, asta ar face infinit. Îl scot pe n la a patra, n la a patra factor forțat, iese n la a doua în față. Aici, iarăși, au pozitiv, deschid pozitiv, ca să facă el la a doua, scot factor forțat, și în condițiile astea se întâmplă ca să am infinit minus infinit. Și la infinit minus infinit, operație fără sens. Da. Dacă au ar fi negativ, ar face infinit plus infinit. Deci o primă observație este că au trebuie să fie mai mare ca 0. Da. Așadar, și așa sunt în infinit minus infinit. Și aplicăm conjugata, ca să scăpăm de radical. Deci asta ar fi A și ăsta ar fi un B. Da. Și A minus B. Amplificăm cu A plus B. Și sus și jos. Da? Deci e egal cu... Limită pentru de la infinit. Din. Sus. Deodată facem, nu? E la a patra. Plus 5 n. Minus a n pătrat plus b n plus c la a doua. Da. Supra. Radical din n la a patra plus 5 n la a treia minus n pătrat plus n plus 2 plus nu atâta. Da? Și egal mai departe cu limită. Pentru n tinde la infinit, din i fracții, n la a patra. Plus 5 n la a treia. Minus n pătrat. Plus n plus 2. Minus, ridicăm acel trinom la pătrat. Să mai amintești formula? Că să ridicăm trinom la pătrat? Hai să ne gândim, mă. Până la urmă... A, trebuie să fie coeficienția aceea la comunări. Nu, că e trinom. A, e trinom. Da, până la urmă puteam face, ca și mai zice, de două ori mulțite. Da. Nu? Deci dacă a, am da. A plus B plus C, totul la pătrat, aș zice, asta mulțit cu asta la pătrat. Dar, ca formulă, înseamnă așa. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Deci fiecare la pătrat. Da. Și de două ori. Primul al doilea, primul al treilea. Deci, plus de două ori AB plus de două ori AC plus de două ori BC. 2AB, 2AC și 2BC. Acum cât ar vin la noi? Fiecare la pătrat. Deci minus pe lângă. Lăsăm așa într-o paranteză, da? Paranteză rotundă. A la a doua, B la a patra. B la a doua, E la a doua. Da. Plus C la a doua. Plus 2A N pătrat. 2A N pătrat. Plus 2A C N pătrat. C N pătrat. Plus 2A B N la a treia. 2A B N la a treia. Deci ai zis 2A, a, ce mai plus de 2 ori A, N, pătrat, C. Deci ai zis 2A, N, pătrat. Păi de 2 da, ori... A, 2A, B. De 2 ori, primul ori al doilea. Cum ai zis? Da. Aia ai zis primul al doilea, 2A, B, N la a treia. 2A, C, N la... A doua la ai. 2AB. Dar 2BC nu mai ai. 2B, da. 2BC, să-i zice mai și. 2B... 2BC, N. 2BC, N. Așa e corect acum, da. Nu? Și ca mai departe, cum? Și la numitor.
numitorul, nu l-am mai scris, da? La numitor, scoatem pe n la 4-a factor sub și în afară vine la 2. Deci vine n la 2. Pe lângă. 1 plus 5. Radical din. Da, 1 plus 5 pe n. Minus 1 pe n pătrat. Da. Plus 1 pe n la 3. Plus 2 pe n la 4. Plus a plus b supra n plus c supra n pătrat. Plus b supra n. Plus c supra n pătrat. C pe n pătrat. Și egal mai departe cu, zicem, egal cu limită. Limită, pentru n tinde de la infinit, din avem n la 4 minus a la a doua n la 4. Scoatem pe n la 4 în factor comun. N la 4 pe lângă 1. 1 plus 5 supra n. Atenție, nu. Scoatem și grupăm așa. Deci n la 4 pe lângă 1 minus a la a doua. Apoi e la a treia. Avem ceva e la a treia? Avem, da, 2ab e la a treia. Corect. Și atunci zicem e la a treia plus e la a treia pe lângă 5 minus 2ab plus 2. Minus, e minus 2 în față. Schimbă semnul tuturor, da? Minus 2ab. 2ab, ce-a bun. Și e la a doua. Avem unul aici. Și mai avem și aici. Și avem. Și zicem minus. Minus, da. Minus e la a doua, pe lângă 1, de aici. Da. Am scos minusul de aici, rămâne cu plus, da. Plus b pătrat. Plus b pătrat. Și plus 2ac. Plus 2ac. Și n. Termene cu n. Avem la 2bc n. Deci plus n pe lângă 1 minus 2bc atâta, nu? Da. Minus 2bc și apoi mai avem 2 acela și 2 acela cu c pătratul de aici. Plus 2 da. Minus c pătrat. Da. Supra n la a doua. E la a doua pe lângă radical din 1 plus 5 pe n minus 1 pe n pătrat plus 1 pe n la 3 da. Plus 2 supra n la 4 plus paranteză rupând a plus b pe n a plus b supra n plus c pe n pătrat și egal mai departe cu observăm că avem aici coeficientul lui e una a patra. Nu, cât trebuie să fie egal limita asta? Limita trebuie să fie egală cu 1 pe 3. 3. Ca să dea o valoare finită, trebuie să fie gradele egale. E la a doua, e la a doua. Scoatem factor forțat. Deci trebuie să rămână aceeași grada. E la a doua la una și e la a doua la cealaltă. Ori asta se întâmplă dacă dispare 1 minus a la a doua. Deci trebuie să dispară 1 minus a la a doua. Se dispară el la a 4. Da. Și atunci el la a 4 dispare dacă... Cât dispare el la a 4? Deci 1 minus a pătrat este 0. Deci 1 minus a pătrat egal cu 0. Da. 1 minus a pătrat egal cu 0. Apoi. Deci dispară și el la a 3. Adică 5 minus 2 a b trebuie să facă și el 0. Din prima rezultă că a pătrat egal cu 1, a egal cu 1. A egal cu plus minus 1. A fi minus, da. Plus minus 1 și cum a egal e mai mare ca 0. Rezultă că a egal cu 1. Rămâne a egal cu 1. Înlocuim pe a cu 1 și găsim pe 1. 5
5 pe 2. Așa că mergem și vorbim și avem limită pentru entin de la infinit. Minus n pe lângă 1 plus 25 pe 4 plus 2c plus n pe lângă 1 minus 5c plus 2 minus c pătrat supra n pătrat radical din 1 plus 5 pe n minus 1 pe n pătrat plus 1 pe n la 3 plus 2 supra n la 4 plus 1 plus 5 pe 2n plus c pe n pătrat. Poate n pătrat facem 24, ce? Și deci A-ul egal cu 1, l-am locuit aici, B-ul egal cu 5 pe 2. B egal cu 5 pe 2. Și înlocuim la cine am rămas acolo? Așa. De la minus m pătrat. Deci la m pătrat. De fapt, ăsta a dispărut și cu ăsta a dispărut, da. Nu? Și acum scoatem pe m pătrat factor forțat. Da. Deci egal acum cu limită. Pentru n tind de la infinit din n pătrat. N pătrat pe lângă. Minus 1. Minus b la a doua. Minus 2 a c. De fapt, prin minus 2 c. Putem să înlocuim b-ul și a-ul? Nu să înlocuim, dar deocamdată să înțeleagă toată lumea. Așa, plus 1 supra, că dacă am scos pe n pătrat factor forțat aici, da. Plus 1 supra 1 minus 2 pe c, supra n. Așa vine? Da. 1 minus 2 pe c supra n. Și plus 2 minus c pătrat supra n la doua. Chinim paranteza și jos va fi împătrat pe lângă toate chestia aceea. E împătrat pe lângă radicalul plus au, care știu cât este. E 1. 1. Plus 5 pe 2n. BPN, ca și ăla va dispare. BPN și plus C pe e împătrat. Și egal mai departe cu el pătrat cu el pătrat se termină și rămâne minus 1 plus minus b pătrat minus 2 ac. Da. Deci minus 1 minus b pătrat minus 2 ac. Ăștia îți fac 0 la limită. Da. Supra 1 de la primul radical. Deci 1 de aici și 1 de aici. Da. Supra 2. Totul supra 2. Asta e limita. Și se zice că trebuie să fie egală cu cine? Asta trebuie să fie egal cu 1 pe 3. Și pe A și B le știm, îi locuim. Deci echivalent cu a spune că minus 1 plus, nu, minus 5 pe 2 pe, la pătrat, deci 25 pe 4 minus 2c minus 2c, totul supra 2 egal cu 1 pe 3. Acum aducem la același numitor, lucrăm, adică ce ar urma aici? Cu 4 amplificăm, da. Nu? Minus 4. Minus 4, minus 25, minus 29. Minus 29, da. Minus 8c, totul supra 8. 4 ori 2, 8. Egal cu 1 pe 3. Și atunci 8 egal cu 3.
7, deci 6, în 8, clipa 7. Asta vine 8 egal cu minus 87 3 ori minus 29. Da. 3 ori minus 29 minus 8 C și de aici se găsește C-ul. Da. E simplu. Care e ideea din lucrul aici? Fiindcă să vreau o limită, o valoare finită, trebuie să obligăm A-ul să fie pozitiv, ca să apară infinit minus infinit. Da. Deci asta e prima idee. Pentru că am avut de ales dintre variante, lua era egal și plusul și minusul. Dacă noi am fixat de la început că vreau A pozitiv, am știut că luăm pe A egal cu 1. După care, am aplicat conjugata și am aranjat, ar trebui să ridicăm la trinomul la pătrat și am aranjat ca un polinom de gradul 4 n, nu? N la a patra pe lângă n la a treia pe lângă n la a doua. Și cum jos am avut n la a doua și să vrea 1 pe 3, trebuie că se dispară coeficienții, se dispară n la a patra și n la a treia. Adică coeficientul lui n la a patra, coeficientul să fie 0, al lui n la a treia 0, și de unde am aflat A-ul și B-ul. Iar pe urmă, în final, găsim și pe C, obligând să fie limita egală cu 1 pe 3 dată de autor. Deci asta a fost ca tehnică de lucru. Da. Ia să vedem. Mai ai tu ceva de întrebat sau nu? Nu. Hai să rupim lecția și să mai facem câteva limite ca să ai o claritate mai bună la clasă.